Nu știu de ce am impresia că eu, înainte de a mă naște, mi-am ales părinții pe care i-am avut. Că eu mi-am ales bucata de țară în care să mă nasc. Că eu mi-am ales limba în care să scriu, limba în care să vorbesc, limba română. Îi mulțumesc limbii române că m-a ales să fiu al ei, că m-am fiat, că este limba noastră. Și în acest sens, la începutul anilor 90, sfârșitul anilor 80, noi aici, în stânga Prutului, spuneam următoarele: dacă îți abandonezi limba, te abandonează Dumnezeu. Să facem totul ca cel de sus să fie și în continuare cu noi. Mulțumesc limba română, mulțumesc TVR Moldova că sunteți aici în Basarabia, la noi acasă. Salut! Noi suntem Ciripene, fetele care spun poezii! De multe ori, dragii noștri, ne întrebați ce mai face fratele nostru, Nicolae. El nu poate recita poezii. De aceea, vă vom spune astăzi o poezie scrisă de Nicolae Dabija. Această poezie se numește Coșmar. În taimur, cosanie curent, colo până și vara viscolește. Dată-mi de un sat de moldoveni care au uitat săracii românește. M-au cinstit cu țuică din licheni, m-au servit cu colțunaș din pește și mi se jurau că-s moldoveni, doar că nu poate să vorbească românește. Și de râs povestea și de plâns, cum vreun tip să chiar și se dovedește că adevărați românesc cei ce au uitat românește. Dacă limba mamei ți-ai urât, dar alt adevăr pe lume nu-i, căci există un popor atât cât e mai vorbită și limba lui. Și în coșmar visez prin vrem, mă trezesc și-mi zic, Doamne ferește, de o Moldovă doar din moldoveni care au uitat cu toții românește! Acest pământ mai avem un loc sfânt, o câmpie, un sat natal, o clopotniță pe deal. Cât avem o țară sfântă și un nai care mai cântă, cât părinții vine sunt, mai există ceva sfânt. Cât orare mari zboare, ori îmi cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât orare mari zboare, ori îmi cântec ce dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât pădurile ne dor, mai avem un viitor. Cât trecutul ține minte, mai există lucruri sfinte. Cât o ceafă urmă sare și în cer e sărbătoare, și e pace pe pământ, mai avem un lucru sfânt. Cât durare mare zboare, ori îmi cânte ce dispare, și există ceva sfânt,
acest pământ. Cât durare va dispare, ori în cântece dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât avem un sat departe și un grai ce n-are moarte, și ai cui zice, părinte, mai există lucru sfinte. Cât avem un sat departe și un grai ce n-are moarte, și ai cui zice, părinte, mai există lucru sfinte. Cât durare mari zboare, ori în cântece dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât durare mari zboare, ori în cântece dispare, cât există ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât trăim pe acest pământ, mai avem un lucru sfânt, o câmpie, un sat natal, o clopotniță pe deal. Ștefanie Albu, Andrei Gavan, corul Școlii de Arte Alexei Stircea, Alex Calancea Band. Dumnezeu, de Nicolae Dabija. Ades, pe bunul Dumnezeu, îl simt murind în locul meu. Când gata sunt să cad în drum, pornit prin iluzoriuțel, simt de pe umeri crucea cum mi-o ia, să o mai ducă el. Și parcă îl aud din greu oftând din cerul lui imens, ce greu e să fii Dumnezeu, dar și mai greu e să fii om. Când pentru un pom ce moare sufăr, sau pentru roiul de albine, sau pentru floarea cea de nufăr, și Domnul suferă cu mine. Și de un țăruș legat când zbor, ori sunt rănit de un brebenel, cu fiecare muritor eu simt cum sângeră și el. Ades, pe bunul Dumnezeu, îl simt murind în locul meu. Oscarul poeziei a ajuns în Moldova. Poetul Nicolae Dabija a obținut marele premiu la Festivalul Internațional Trieste Poezia din Italia, o distincție valoroasă pentru literații lumii. Acesta este Oscarul poeziei, destul de greu, care a fost înmânat lui Nicolae Dabija la ceremonia de acordare a marelui premiu. Este o elegantă statuietă realizată de cunoscuta sculptoriță din Italia, Samantha Sila, și reprezintă muza poeziei. Am decis să acordăm marele premiu unui poet de faimă mondială, Nicolae Dabija, apreciat și ca lider al mișcării renașterii naționale din Basarabia.
Festivalul a durat 7 zile, au participat 300 de poezi în toată lumea, iar decizia juriului internațional a fost ca cea mai înaltă distincție să-i revină lui Nicolae Dabija. Am spus că acest premiu este oferit deopotrivă și poeziei care se scrie astăzi în Republica Moldova. La amânarea acestui premiu, primarul orașului Trieste, domnul Rose, a spus între altele: așteptăm Republica Moldova în Uniunea Europeană cu tot cu poeții. Primii au ajuns poeții și au completat. Au ajuns numai poeții, dar și oameni de cultură. Majoritatea publicațiilor italiene au scris despre deținătorul Marelui Premiu din Republica Moldova. Cu acest prilej poetului a apărut cea de-a treia carte în limba italiană, Diritto all'errore, Dreptul la eroare, comentată pe larg de critica literară. Poetul a avut lansări de carte la universitățile din Trieste, la Casa Actorului, la librăriile care în timpul festivalului lucrau până la 24. În acest oraș, poezia este la ea acasă. De ce? Trieste este considerat capitala poeziei europene, pentru că în acest oraș au locuit mari poeți. Gaetano Longo a prefațat cartea Dreptul la eroare. Dabija, cu la sua opera. Poezia lui Nicolae Dabija abordează în manieră modernă ecourile Daciei antice. Este unul dintre reprezentanții majori ai poeziei care se scrie astăzi în lume. După recunoașterea pe arena europeană, Nicolae Dabija va continua să facă ceea ce știe mai bine. Să scriu și părerea mea este că ar trebui să găsim o modalitate de a promova literatura noastră în limbile lumii. Marele premiu, Oscarul Poeziei de la Festivalul din Trieste, este cel mai important premiu internațional cu care a fost onorat un scriitor din Republica Moldova. Atât de trist cânta o goarnă că începu să ning afară. Mi se părea că în lume-i iarnă, mi se părea că în lume-i vară. Scriam cuvintele pe ceață, mi se părea că în orice frază se face tainic dimineață. Mi se părea că se înserează și cântecul ca un insoare cădea solemn peste pământ, iar șesul învăța să zboare. Mi se părea că nu mai sunt. Mi se părea că e devreme, mi se părea că e târziu, mi se părea că am fost în vreme, mi se părea că am să mai fiu.